CSM Constanța a produs surpriza în ultima etapă a Ligii Naționale la handbal masculin și nu a obținut decât un punct din confruntarea cu CS Buzău în etapa 10 a campionatului. Delfinii trebuie să treacă rapid peste dezamăgirea rezultatului, mai ales că în față se află disputa cu Dinamo București, campioana în exercițiu a României. Chiar dacă elevii săi pornesc cu șansa a doua, George Burici are încredere în puterea lor de luptă, dar mai ales în determinarea de care dau dovadă în meciurile cu miză. O dubla cu Dinamo la ei și la noi vor fi cele mai importante meciuri. Tot ce reușești să faci pozitiv acolo e pe plus, e bonus. Premisele sunt bune și sunt sigur că echipa asta, dacă aș reuși să mai aduc 2-3 jucători, ne putem bate cu Dinamo de la egal la egal, chiar așa cu toate vedetele lor. Înaintea rundei cu numărul 11 a Ligii Naționale la handbal masculin, Dinamo București ocupă prima poziție cu 27 de puncte, fiind singura neînvinsă în actuala ediție de campionat. De partea cealaltă, CSM Constanța este a doua în clasament la două lungimi distanță, însă are și un meci mai mult disputat față de campioana României. Dinamo București, CSM Constanța se joacă vineri seară în sala din strada Ștefan cel Mare cu începere de la ora 17:30.